au rămas fără casă de cultură. Este cazul locuitorilor din comuna Făleștii Noi, care de mai mulți ani nu au unde să urmărească vreun concert, iar copiii nu mai fac artă ca pe vremuri. Autoritățile publice locale ridică neputincioase din umeri, spunând că unicul centru cultural și de divertisment din sat ar fi fost privatizat cu mulți ani în urmă. Clădirea s-a transformat într-o ruină după ce ar fi ajuns proprietatea privată a familiei fostului primar comunist și președinte de raion, Alexei Gligor. Nu mai știm de câți ani nu activează. Și copiii ăștia se fac de râs prin sat. N-au unii să duc la un club, la o discotecă, n-au. Așa un sat cu străzi frumoase, cu asta e. Și noi n-avem un club în sat ca să vie un om ca să cânte pe scenă. Noi erau și ansamblu frumos în sat. Cântată asta era în club. Era tare frumos, da? Cum era la salata veche, că acum am ea, așa și la noi era. O pus mâna pe club și a lor. Cine a pus mâna? La cine? Domnul Gligor. Nița, făceau concert cu grădinița. Veneau la școală, iar făceau concert și în școală. Noi duminica, când era o sărbătoare, mergem și ne vedem acolo, cât de frumos era. Era când hramul, când era... Acum ce se întâmplă? Nimic nu-i. Nu-i nimica. De la mic la mare are nevoie de această casă de cultură, pentru că în toate localitățile ca atare casa de cultură funcționează pentru sat. La noi, cu părere de rău, casa de cultură funcționează nu știu cui. Eduard Vântu este consilier local mai bine de 20 de ani. Bărbatul spune că în urma desființării colhozurilor, fără ca cineva să cunoască, casa de cultură ar fi devenit peste noapte proprietate privată. Ne-am trezit că casa de cultură, de mi-era 48% acolo șuleac, era privatizată de cooperativă Consătene. Dar nu era indicat anume care clădiri, sus, jos, nimic absolut. Pur și simplu, prin judecată, în ce mod nu știi. Actualul primar al comunei Făleștii Noi a declarat că lucrările de construcție a casei de cultură au început încă pe timpul Uniunii Sovietice, iar peste ani edificiul ar fi ajuns bun privat. Clădirea dată a fost începută, construcția ei, pe timpul când era colhozul, dar a fost finalizată construcția de către cooperativa Cap Consătenii și ei motivează că odată ce a fost finalizată construcția, ei sunt proprietarii acestui imobil. Referitor la procesul de privatizare, nu cunosc cum a fost efectuat procesul, doar că cunoaștem că este o hotărâre de judecată din 2010 în care se atribuie 49% cooperativei Cap Consătenii. Oamenii din sat nu au acces liber în clădire. La orice organizare a evenimentelor culturale, noi ne adresăm conducătorului gospodăriei date. La moment este Gligor Ion, și ne adresăm permanent domnului pentru a ne permite să efectuăm careva activități. Din cauza că instituția nu se află la balanța primăriei, casa de cultură din localitate se dărâmă, iar autoritățile locale nu pot aloca bani pentru a o renova. Regretabil este faptul că a fost scris chiar și un proiect în anii precedenți ce ține de renovarea casei de cultură, finanțat de Uniunea Europeană, dar cu regret, când a fost timpul de a veni în localitate finanțatorul, a constatat că bunul nu ne aparține nouă primăriei și respectiv au refuzat finanțarea acestui proiect. Fiul fostului primar, în prezent administratorul Cooperativei Agricole de Producție Consăteni, susține că deține legal aproximativ 48% din clădirea casei de cultură. Acest lucru este confirmat și de Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice. În Consăteni existat lucrări de finanțare casei de cultură. Direct au făcut investiții în casa de cultură. Și este o hotărâre de judecată prin care s-a fost la cazul dat, în care stabilește care cota parte care aparține la CSP Consătenii. Întinderea dată o dată în exploatare casa de cultură. Așa. Asta nu sunt lucrurile de reparație, dar o dată în exploatare, o finisat construcția casa de cultură. Și
întreprinderea, de compania, da? Ești proprietar, unui părți din casa de cultură. Ești vorba de 49% din casa de cultură. Fostul primar și președinte de raion, Alexei Gligor, nu a fost de găsit pentru a ne spune cum fiul său a ajuns să fie proprietarul unei instituții publice. Merită de menționat că Alexei Gligor a figurat într-un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, cu pricinuirea daunelor materiale în proporții deosebit de mari.